Mâine se împlinesc 10 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Teofil Părăian. În memoria sa, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români Filiala București organizează programul duhovnicesc în duhul părintelui Teofil Părăian. La Biserica Sfânta Vineri, Pajura, din Capitală, va fi oficiat mâine un parastas pentru părintele Teofil Părăian. Tot mâine, la invitația reprezentanților Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va susține conferința Firescul Sfințeniei, de la ora 19 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Parohia Sfânta Vineri, Pajura, împreună cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, au pregătit pentru a-l cinsti pe părintele Teofil Părăian la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice, două conferințe și parastas în cinstea părintelui. Mâine dimineață, la Biserica Sfânta Vineri Pajura, începând cu ora 8, va avea loc Sfânta Liturghie, urmată de parastas pentru pomenirea părintelui Teofil Părăian. Tot mâine, de la ora 19, va avea loc o conferință intitulată Firescul Sfințeniei, la care îl vom avea în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul. Miercuri va avea loc conferința Terapie prin Bucurie, susținută de părintele protosinghel Mihail Bobârnat, împreună cu părintele Sabin Vodă. Ambele conferințe vor avea loc la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul, începând cu orele 19. Conferințele vor fi împărțite în două. În prima parte vom asculta cuvintele de învățătură ale părinților, iar în cea de-a doua se vor putea pune întrebări. Părintele Teofil Părăian s-a aflat de multe ori în mijlocul studenților ascoriși, de aceea dorim să-l cinstim acum la 10 ani de la înveșnicirea sa. Prin viața și personalitatea sa, părintele rămâne pentru noi un model de trăire duhovnicească. Invităm pe toți cei care l-au cunoscut sau au citit din scrierile părintelui să îl cinstească alături de noi în aceste zile de pomenire. Arhimandritul Teofil Părăian a fost un ziditor de suflete prin predicile și îndrumările sale. S-a impus ca reprezentant de excepție al monahismului prin intermediul unei neobosite activități cultural-teologice concretizate prin conferințe în peste 80 de orașe ale țării. Părintele Teofil Părăian a trecut la cele veșnice în data de 29 octombrie 2009.